pic liniște astăzi în Bazilie, liniștea dinaintea furtunii de la Național? Da, ca expresie o putem folosi, pentru că bazinul o să fie aproape plin. Ne-am dorit să fie plin și cu spectatori, bineînțeles, dar da, în această, la sfârșitul acestei săptămâni, o să avem din nou un spectacol în acest bazin de la Otopeni, în care, bineînțeles, se vor desfășura campionatele naționale de not în bazin scurt, de 25 de metri, pentru seniori, tineret și juniori. Am adus câteva modificări la bazinul pe care îl știa toată lumea, de 50 de metri. Acum, deja, el este de 25 de metri și putem spune că este o competiție, un mic test pentru înaintea campionatelor europene de seniori de anul viitor în bazin de 25 de metri. Sportivii noștri notă pentru prima oară în acest bazin de 25 de metri și sperăm să se simtă extraordinar de bine, pentru că ne bazăm pe ei, pe cei mai buni dintre ei, anul viitor, atunci când organizăm europenele mari de seniori. Era dur de efervescența din bazinul de la Otopeni? Da, și parcă a fost ieri. A fost un lucru extraordinar ceea ce s-a întâmplat în această vară la campionatele europene de juniori. Toată lumea a pus, să zic, și-a adus aportul pentru buna desfășurare. Publicul a fost extraordinar de plăcut, impresionat și foarte motivat să vină să vadă echipa României participantă, calificată la acest campionat european de juniori. Și încă simțim vibrația acelei competiții, dar în aceeași măsură ne vom întoarce și ne-am întors cu mare drag în acest complex de natație și cred că o vom face de acum încolo în fiecare an sau la fiecare competiție, pentru că arată extraordinar de bine, este unic în România și sperăm să nu rămână unic în România, să avem mai multe astfel de baze sportive de natație în întreaga țară. Ce așteptări de la sportivii? Noi ne dorim, din punct de vedere organizatoric, să fim la înălțime. Din punct de vedere al performanțelor, noi nu putem decât să le oferim mediul în care ei să înoate și fiecare la nivel de club are anumite performanțe, de a câștiga medalii, de a înregistra anumiți timp pentru cei care nu sunt în loturile olimpice. Și, bineînțeles, că noi suntem aici pentru a le oferi aceste condiții. Iar în ceea ce privesc pe cei care sunt deja la lotul olimpic sau la lotul național și care participă la campionatele mondiale în bazin scurt de luna viitoare din Australia, ne dorim ca ei să reușească timpii pe care și-au prevăzut în planul de pregătire, pentru că pentru aceștia această competiție este o competiție test.